Salutare toată lumea, numele meu este Magda și tocmai ce am postat pe Instagram un story în care v-am întrebat despre ce vreți să fie videoclipul de astăzi și foarte multă lume m-a întrebat și mi-a spus să vorbesc despre cum m-am cunoscut cu iubitul meu, anume cu Alex, ca să nu fie alte discuții cu Magda, care iubit, că tu ai câteva mii. Aoleu, iară vorbește asta despre iubiții ei, deja nu mai suport. Magda, nu ne pasă. Și trecând peste toate comentariile nașpa de la acest video, care o să fie, dar deja le simt, o să vorbesc despre cum m-am cunoscut cu Alex. Eu pe Alex îl știam, dar nu știam cine e. Văzusem un clip de Liviu Teodorescu și cineva în spate cânta la pian și nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte, dar în vară postasem un story cu știe cineva cum îl cheamă pe tipul care cântă piesa lui Liviu la pian în spate, piesa aia filmată în Eden, la București, cred că e în Eden filmată. Și nu mi-a răspuns nimeni, nu erau credite în josul videoclipului, în descriere și... Da, a fost o mare luptă pentru a ajunge unde vreau. Și bineînțeles că nu l-am găsit. Adică l-am căutat și l-am căutat și am întrebat lume și lumea spunea nu contează, de parcă e cel mai prețios lucru de care eu nu trăsav. Așa că cu vreo două zile înainte să fie revelionul, mă uitam pe niște story-uri și l-am văzut pe Alex tagat într-un story și mi s-a părut foarte atractiv. Cu toate că eu nu făceam legătura între... pe cine căutam eu și Alex. Și de Revelion i-am scris și eu la mulți ani, am zis că băi, dacă nu mi-a dat follow înapoi după ce am dat follow, dacă nu mi-a dat like-uri înapoi după ce am dat eu like-uri, hai că-i scriu că e imposibil mesajul tău, nu-l vede el cândva. Și i-am scris la mulți ani. Și am așteptat. Și am așteptat. Și după 3 zile mi-a răspuns. Și am început să vorbim. Și vorbeam și vorbeam și vorbeam și la un moment dat l-am căutat pe YouTube și am văzut că face muzică. Și eram gen ok, deci e artist, deci știe cum se treabă cu chestiile astea. Bun, vorbesc cu el despre asta, puțin, îmi arată piese de ale lui, eram gen oh my god, eu știam piesele astea, nu-mi vine să cred că sunt ale lui. Și în timp ce vorbeam cu el, am dat peste melodia lui Liviu și când m-am uitat, eu am făcut legătura că omul ăla din capul meu, pe care l-am căutat jumătate de ani, vorbește acum cu mine și când mi-am dat seama cine e, bineînțeles că am fost gen... Piu! Și eu urma să merg la București pe 10 ianuarie, dacă nu mă înșel, și am zis, băi, hai să ne vedem. Și... mă rog, vorbisem cu o grămadă de lume să mă văd că urma să stau, nu știu, vreo săptămână, cam așa, că era vacanța aia de iarnă. Și am zis că așa, ies cu el odată și sigur, după ce ieșim odată, cine știe cât ne vedem noi. Și culmea a fost că n-am mai ieșit cu niciun alt prieten de-al meu, pentru că am stat non-stop cu Alex. Și da, de atunci avem o relație și de atunci pot să spun că e... cea mai serioasă relație pe care am avut-o de până acum și nu cu bullshit-uri din alea că mama cred că este cea mai incredibilă relație și mai bine nu se poate, mereu se poate mai bine într-o relație, mă refer nu cu un alt băiat, dar da, foarte trist modul în care l-am căutat ca obsedată, dar mă bucur că într-un final l-am găsit în momentul în care nu l-am mai căutat. Și am simțit că el e și l-am abordat. Și așa mi-am dat eu seama că e o mare prostie asta cu fetele trebuie să scrie după ce le scriu băieții sau așa. Nu, fata mea, îți place de un tip? Scrie-i! Că omul ăla n-are de unde să viseze că ție ți s-o trezit așa pe creier că îți place de el și el știe să se gândească că mă, hai să-i scriu lui asta că poate, că poate, că poate e îndrăgostită de mine sau ceva. Așa că eu mi-am luat inima în dinți și am scris și asta vă recomand să faceți și voi. Wow, ce poveste interesantă, v-am plictisit 5 minute din viață, dar asta a fost. De acum o să postez, am fost puțin bolnavă zilele astea, n-am prea postat nici pe Instagram, nici pe Facebook, nici niciunde. A fost și Alex la mine și a fost așa o
săptămână super aglomerată, dar o să revin cu clipurile și o să ne vedem cât mai des pe YouTube.